deschidem lucrările ședinței noastre de azi. Vă mulțumesc pentru prezență. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința lunii anterioare, după care îi voi da, vom da citire ordinei de zi pentru ședința aceasta. Doamna președintă va prezenta ordinea de zi. Mulțumesc! Sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței anterioare? O mică precizare, doamna primar, întâi vom supune aprobării suplimentarea ordinei de zi cu un punct respectiv cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi, vă mulțumesc mult. Având în vedere dispoziția primarului numărul 165 din data de 23.11.2018, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pădărești, care va avea loc joi 29.11.2018, ora 9.10, în sala de ședință a Consiliului Local Pădărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid S.A. a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune și a suprafeței de 1,5 metri pătrați, teren ocupat de Fundația Stâlpilor de Rețeaua Electrică proiectată pentru obiectivul investițional întăririi rețea, pentru extinderea rețelei electrice și iluminat public, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada fidelor din satul nou, comuna Pârgărești, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 74 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2018 prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din comuna Pârgărești care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor ce se vor desfășura în Comuna Pârgărești cu prilejul sărbătorilor de iarnă, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Inițiator primarul comunei și punctul suplimentar peste care v-am solicitat aprobarea. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi prezentată. Mulțumesc. Voi trece la prezentarea tuturor proiectelor de hotărâre. Primul proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid S.A. a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune și a suprafeței de 1.500 m pătrați, teren ocupat definitiv de Fundația Stâlpilor din Rețeaua Electrică, proiectată pentru obiectivul investițional întărire rețea, pentru extindere rețea electrică și luminat public, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada Trandafirilor, satul nou, comuna Pârgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 25.10.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Se aprobă modificarea hotărârii 74/2018, după cum urmează. Se revocă sub punctele 8 și 9 ale punctului 5 taxe speciale din anexa 4 a hotărârii 74 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Nunta de Aur 2018 prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Pârgărești care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Se aprobă organizarea în luna decembrie a evenimentului Nunta de Aur 2018 prin acordarea unei indemnizații financiare în cuantum de 300 de lei pe familie
și a unei diplome de excelență cuplurilor de persoane vârstnice cu domiciliu în comuna Pârgărești, care în anul 2018 au împlinit sau împlinesc până la sfârșitul anului 50 de ani de căsătorie. Familiile care urmează să fie sărbătorite sunt Radu Mihai din Pârgărești, Adam Andrei din Satul Nou și Crăciun Constantin din Pârgul Vechi. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor ce se vor desfășura în comuna Pârgărești cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Se aprobă organizarea și susținerea financiară prin alocarea de la bugetul local a sumei de 6.500 de lei a manifestărilor organizate în comuna Pârgărești cu prilejul sărbătorilor de iarnă, respectiv organizarea evenimentului de pe 1 decembrie, sărbătorirea celor trei familii și realizarea pachetelor de Crăciun pentru toți copiii care frecventează cursurile școlilor și grădinițelor de pe raza comunei. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă rectificarea în trimestru 4 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Pârgărești, după cum urmează. Se diminuează atât veniturile cât și cheltuielile bugetului local cu suma de 220.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe, după cum urmează la capitolul 1, se introduc mai multe puncte, respectiv. Punctul 115, panoul de informare, investiție, reabilitare și modernizare, sistem de iluminat public, 2 bucăți. Punctul 116, ghirlande de iarnă, 10 bucăți. Punctul 117, anvelope de iarnă pentru microbuzul școlar, 4 bucăți. Punctul 118, presostar hidrofor pentru căminul cultural, o bucată. Punctul 119, furtun flexibil de scurgere pentru presostat hidrofor cămin Nicorești, o bucată. Punctul 120, ciocolată, figurine, Moș Crăciun, 350 de bucăți, napolitane cu lapte și alunecul, 350 de bucăți. N-am zis bine? Nu, era pentru chiuvetă, dar nu e nimic, acolo da, s-a folosit tot. Da. Prăjitură cu cremă, cacao, biscuiți cu cremă de vanilie, toate câte 350 adică de bucăți, pachete, tot ce vă cuprinde, noi, așa, pachete, ce vă pune în pachetele în pachete, acelea, da. Așa prevede. Prăjituri, ghivece de flori, coroane care vor fi depuse de 1 decembrie, la capitolul 2, servicii, verificare, compresor și umbrele instalație cu freon la Dacia Duster, servicii, punctul 54, servicii de montare ghirlandei și ornamente de iarnă pe o distanță de 1 km și punctul 55, servicii de tipărire, etichete, grădiniță, 58 de bucăți. Dacă sunteți de acord... Ați văzut că deja s-a urmat comuna, că vrem să dăm drumul de seară la Israel, pentru că mâine este sărbătoarea Sfântului Andrei și pe urmă, pe 1 decembrie, sărbătorim Marea Unire. Da. Și cu ocazia asta aș dori să vă invit pe sâmbătă, de 1 decembrie, să participați și dumneavoastră, cred că așa ar fi frumos și din partea dumneavoastră și a noastră și a întregului Consiliu Local, să veniți să participați pe 1 decembrie. Programul pe 1 decembrie va fi următorul. La 9:30 vom depune la biserică, la Prăubochi, la monumentul din curtea bisericii, la 10 la Pârgărești, la monumentul din satul Pârgărești, la 10:30 la satul nou și la 11 la Nicorești. Am zis la Nicorești, de fiecare dată ultimul monument era Nicoreștiu, după care ne vom retrage în căminul cultural, copiii pregătesc un program artistic și, sigur, să sărbătorim familiile, cele trei familii, să ne sărbătorim pe noi și să petrecem o după-amiază frumoasă la 100 de ani de la Marea Unire. Vă așteptăm cu drag să veniți și să participați. Chiar aș dori. Mai avem ultimul punct, care e punctul suplimentar,
Proiect de hotărâre privind dacă a venit după ce ați făcut hotărârea. Aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de stabilizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat al Deșeurilor, conform anexei parte integrantă a prezentei. Hotărârea se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii și încetează aplicabilitatea planului de evoluție a taxelor și tarifelor, ce a fost aprobat de Consiliul Local Cărcărești prin hotărârea numărul 44/2010. Semn puternic este doamna Iulișca Victoria, având calitatea de reprezentant al Comunei Cărcărești în ADIS Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Dacă sunteți de acord, aici, înainte de a supune la vot, vă rog să aveți în vedere să nu ni se întâmple ceea ce ni s-a întâmplat și cu apa, cu cracul. Deci, trebuie să avem grijă că dacă intrăm în incapacitate de plată, ni se pune propriile pe conturi și gândiți-vă foarte bine. Iar dacă votăm nefavorabil, trebuie să avem și o motivație bine, că eu la rândul meu, în numele dumneavoastră, trebuie, că vă reprezint în Asociația de Dezvoltare, trebuie să spun motivația de ce. Noi v-am expus de ce cresc prețurile. Față de 2010, așa, uitați-vă bine și ați prezentat aici cât e în principiul Bacău, cât e în mediul urban și cât e în mediul rural. Sigur că diferența este față de mediul urban, categoric. În mediul rural, 30%. Doamnă, și dacă se impune, de ce trebuie să votăm noi? 50%. Mi se impune. Și atunci la ce să noi ridicăm mâna doar da, suntem de acord, bravo. 50%. Să facă eșalonat. Un leu până 6 luni, după celelalte 6 luni, încă un leu. Așa este, foarte mult. E mult. Suntem de acord, e dar în totalitate. Ar trebui făcut un rece asământ, câți oameni are pe care familie. Da, ca să le plătim fiecare persoană. Dar cinci două persoane, nu poate. Da, dar ne-ai explicat ce este. E vorba de preț. Am înțeles prețul. E vorba de preț. Și de oameni care sunt plecați și nu au oameni. Dacă ne gândim noi, noi plătim pentru 2863 de persoane. Noi suntem la zi cu plata. Trebuie să fie cinstiți. E prea mult 50% deodată. Cu 2 lei de acum încolo, nu se mai noi ne-am străduit, închipuiți-vă, cei care ați fost. O să renunțe lumea. Ați văzut cât de greu s-a reușit în implementarea acestui serviciu și cât de greu va fi să susținem comuna. Este greu, doamne, foarte mult. E când putea să fie eșalonat, dar nu dintr-o dată. Mai fost și ăla, zici cât a fost viceprimar și el totdeauna spuneau că e eșalonat, dar nu dintr-o dată 2 lei, așa dintr-o dată 2 lei, e fie exagerat de mult. Nu. Sunt oameni sărăci. Eu nu pot să ridic mâna ca să fiu de acord cu ăla care are 10 persoane în familie. Dar se simte foarte tare. E greu, nu știu. Vi s-a spus că aceste taxe cresc și s-a indexat pentru că în 2011-2010, când s-a format Asociația de Dezvoltare și... Avea program până în 2024, avea cu... Câte procese? Și aici, așa, este până în 2041 e acum evoluția prețurilor, actualizarea plasă de evoluție. Până în 2018 era 4 lei și o leacă, nu? 5 lei și ceva. Nu era, cât era? Hai să spunem așa, acum... Nu că nu ne-a citit doamna când a venit de la ei, când a început la anul cu tare, cu tare, cu tare. Acum, în 2010 s-a plecat cu 2 lei și da, da, da. Domnul Bares, poate să mai... 50 de bani, un leu, dar ca nu să se susțină această asociație, în 2010, sigur, s-a luat numărul de persoane pe total județ, de la statistică. Și de asta, abia după aceea, când fiecare UAT a raportat numărul de populație din... faptic, în teren, că doar știm că sunt atâția plecați în străinătate, n-au mai ieșit pe calcule. Deci susține, nu poate să susțină da, păi ridică salariile oamenilor și noi să-i susținem, să-i ținem. Pe cine să susținem, domnul? Pe dânsii.
Se va înfrânge cum lucrează. V-am spus. Părere, știu că îmi pare rău că nu m-ați adus aici, uite, domnul vice, să vedeți ce cantitate de gunoi pleacă din comuna Părgărești în fiecare lună. Deci, cantitatea de gunoi este mai mare față de numărul de persoane. Da, categoric, când ajung mașinile în depozit, se cântăresc mașinile. Nu, nu. Dar acele cineva, foi... Ai verificat de cineva de la primărie să vadă dacă e adevărat sau nu? Nu, merge la Salina, la cântar, cântărește, știți exact. Păi sigur, plătim un om ca să ducă acolo și să... Dar așa îi poate să mintă. Capurile poate să fie făcute și altfel. Fiecare are un tomberon, câtă capi? 100 de chile într-un tomberon. Cât tomberon are? Nu, 100 de chile pe alunii. Avem și 80 de tone pe lună. Lunile de vară avem 80 de tone pe lună din comuna Părgărești. Știți cum ne ia? 80 de tone. Dumneata, doamna primară, ai 2863. O persoană trebuie să facă o cantitate de, că ei iau normele pe persoană. Cam cât o persoană, cât gunoi ar genera? Păi dumneata, ai aici cantitatea de gunoi pentru 5.000 de persoane. Unde sunt diferența? Cine îți face gunoiul ăsta? Înseamnă că e undeva. De asta trebuie. Ca noi să convingem lumea să... Să colecteze selectiv și gunoiul. Pentru că acum avem în, la Onești se depozitează selectiv gunoiul. Gunoiul menajer să fie gunoi menajer. Cei care au materiale de construcții de dus să nu ducă în fel și fel de grob de gunoi, ci poate să vină firma Romprest să le ridice. Sigur, contravaloarea suportă fiecare. Deci noi cum vom mai prinde de acum încolo că fiecare depozitează nu știu pe unde, numai că trebuie să... Să avem oameni care, cu care să-i prinde, pentru că de multe ori ne trezim că găsim normanele de gunoi și nu știm cine. Și să ducă în locații unde noi nu avem cum să observăm cine a dus acolo acel gunoi, pentru că nu avem camere și nici nu avem fonduri să punem în fiecare colț și în fiecare curvă câte o cameră. Și categorii. Fiecare va plăti pentru gunoiul pe care îl are. Fiecare să-și selecteze gunoiul de acasă. În fiecare zi de miercuri avem acele tomberoane. Pentru hârtie, pentru sticlă și pentru metal. Ei vin, dar nu găsesc nimica. Nu iau nimica. Iar aparem acolo. Zero. Părgăreștiul nu selectează gunoi. Sau avem o cantitate minoră acolo. Pentru că noi am mai pus pe cei de la 416 și mai adunăm. Mai selectăm gunoiul pe care îl adunăm de-a lungul drumului. Și punem în tomberoanele respective. Deci asta trebuie să facem noi, să determinăm cetățenii să colecteze selectiv, ca să nu ne apară la gunoiul menajer. Și v-am zis, unii nu înțeleg dintre... Unii dintre cetățenii noștri nu fac diferența între gunoiul menajer și toate rezidurile pe care le are în curte. Pune acolo la grămadă. Dacă am coșul de gunoi în casă, dau un exemplu, și-l dau o conservă. Unde dracu să mai pun și conserva aia? Să țin ce să mai țin? Încă un sac într-o conservă? La metale! Hai să fim sinceri. Noi pe vedeți, iar revin asupra ceea ce am spus adinaori. Și sigur că toată voi ați fost... Pune conserva tot acolo la celălalt. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați fost în străinătate. Păi acolo tot ia, de când ce spune. Sacul respectiv al vostru este pentru nu știu ce, negru pentru nu știu ce. Și nu-ți ia, tu degeam mai cu sacul. De rara eram undeva, așa era gunoiul. Și pe copaci era gunoiul. Noi încercăm să treținem comuna, să știți că toți care trec prin comuna noastră spun că avem o comunitate curată. Și asta și dorim. Este adevărat. Asta și dorim. Dar bine, și noi la rândul nostru trebuie să spunem tuturor cetățenilor să aibă grijă. După ce scumpesc, sticla o dăm la să facem bani, metalul da, să facem că, bani. Cât mai puțin și prețul cât mai bine. Păi asta putem și noi ca comunitate. Păi noi să facem. Să facem noi bani, nu noi și așa vine, că noi avem. Vin cei de la Garda de Mediu, ne verifică. Ce a făcut cu gunoaiele, nu? Am predat sticlele de plastic către o firmă de profil? Am predat metal câte o firmă de profil, carton, am predat doar... Plasticul se adună. Plasticul se adună. Dar fier nu cred că se adună, doamnă. Adună și ea. Nu știu cu căruțele care trec și lui că l-am plângă. Fier nu se aruncă. Nu se aruncă. Nu știu ce fie ce spune, o scumpim, că și dumneavoastră face parte din comunitate, nu? Cine?
Eu, părerea mea? Doamna primar și cu domnul vice, ce spuneți despre bună? Că și tu ne-ați făcut și el pătești. Ați avem consilier mai multe. Nu să ne putem susține. Nu putem să ne susținem financiar. Nu o să avem unde plăti cantitatea. Dacă va fi luat la tonă, nu o să avem dar unde plăti cantitatea. Cât e tonă? N-am. 60 de lei, 7 zile, cât e tonă? Nu am la prețurile pe tone. Noi suntem, nu e la tonă. Noi, nu și la tonă, noi nu putem. Treaba asta a vrut să facă UAT Voinești și cu Dărmănești. Au pierdut în instanță. Știți, anul trecut a fost blocajul acela cu gunoaiele la Voinești și Dărmănești. Au pierdut în instanță. S-au judecat cu Adisu, s-au judecat cu Romprescu și au pierdut în instanță și trebuie să plătească. Au sume foarte, foarte mari. Zis, noi suntem un caz fericit printre comunele pe care noi ne-am încercat să... Că dacă ne lua la tonă, nici noi nu reușeam să plătim. Nu e corect, dar acolo... Aia au pierdut, dar de la 10, acolo bună tot s-a adunat. De la 15 familii nu... Nu adună... Și în Dărmănești, nu rămâne bună. Nu erau de acord cu ei. Asta a fost problema. De asta au pierdut. Păi da, au plătit în funcție de... Nu de persoană. Și de asta, acum ei au niște datorii enorme. Apoi trebuie să-i prea mare, mai general, ca să putem discuta noi aici. Noi ce putem face doar ca să revizuim cine și cât a declarat, să fie toată lumea să declare. Noi atât putem să punem în aplicare, să punem în aplicare regulamentul. Și atunci sigur, după 1 ianuarie fiecare normă ar trebui din. Dar după 1 ianuarie fiecare va veni și va declara. Se va face se va face în funcție de toți cei declarați la registru agricol. Și fiecare cetățean, fiecare cap de gospodărie, șef de gospodărie va trebui să vină să spună. Pentru că avem cazuri unde au luat în spațiu și nepoata stră, nepoata nu știu ce și îți plecați în lume. Li s-a pus, cel puțin de când sunt eu, eu le-am pus în vedere că va veni vremea ca dumneavoastră, tanti, bunica, să plătești taxa de salubritate pentru acele persoane. Deci stai, a, dar nu, că o ajutăm noi pe bunica și îi plătim. Ei, uite că nu o ajută pe bunica și nu îi plătește taxa de salubritate pentru că și-a făcut buletinul și a plecat în lume. Și bunica, sigur, că din pensia de 600 de lei, n-are de unde să-și susțină cei 3, 4, 5 nepoți, pe care i-o luat în spațiu. Dar asta e regulamentul, noi trebuie să punem în aplicare. Nimeni nu poate plăti. Eu nu pot plăti pentru altcineva. Oricum, nu avem casă cu 5 milioane de euro. Și până la urmă? La București, cum am văzut, o casă cu 5 milioane de euro. Păi, tocmai. Noi nu avem așa ceva, dar ar trebui să facem. Dar avem, avem bunici care și-au luat în spațiu nepoții și care sunt în lume și... Bunica are o pensie de 600 de lei și nu are cum să-și plătească. Iar de la 1 ianuarie, colegii mei de la taxe și impozite, v-am zis, trebuie să facă o evidență clară. Nu mai avem zone izolate, cum au fost înainte cu zone izolate. Noi trebuie să asigurăm, împreună cu Romprestu, zona în care poate să intre mașina. Acolo noi trebuie să punem tomberoane de metal, de o capacitate mai mare, iar omul este obligat să vină să-și pună acolo, să culeți un gunoi. Și acolo să intre mașina. La Lenghen, merge mașina acum? Lenghen, care Lenghen? La Fănică. Nu, Fănică. Nu, dar Fănică va fi nevoit și Matei și Baranoschi să aducă sus aici unde avem țarul acela. Nu o să mai fie, pentru că nu are cum să intre mașina până acolo, categoric. Sunt mașini mari. Nu are cum să intre mașina până acolo. Pune în pericol și... Deci nu mai avem voie să avem și zonă. 50 de lei pe lună și mai aduci și la deal cu noi. Atunci. Asta și la bloc. Nu poți să zici că nu fie. Păi da. Fiecare ușă stai la etajul 9. Stai la etajul 9 și te duci vreo 3-4 străzi până te duci la... Trebuie să avem voință. Așa e la bloc. La bloc. Și ei plătesc 9 lei la unii, nu 4 lei. Da, de unde? De ce lei? De unde? 9 lei, 81 sau 90. Mediu urban fără municipiul Bacău, 14-27. Ăsta de la 1 ianuarie 2019. Păi da, da, acum, noi vorbim pe evoluția prețurilor pentru 2019. Bacău 15-89. Ia ce de ce mai intră acolo? Intră mai multe. Ce să intre? Taxă populației lei persoană pe lună pentru salubritate numai. Numai pentru salubritate. Bacău, municipiul Bacău, 15,89, mediu urban fără municipiul Bacău, 14 lei și 27 de bani.
mediul rural, întreg mediul rural, 6,82 de bani. Exact, acolo au fiecare... Sigur că și agenții, dar aici e partea lor cu agenții economici. Și din banii de acolo, pentru salariați. Și pentru salariați. Dar la apă nu vorbim de nimic. Sigur, s-a luat de cineva mătură după romperez. La apă se pune cu noi, nu? Nimeni, dar încă nu s-a luat. La apă nu nimic, am trebuit să spun peste. Nu ne-a zis nimica, dacă ne ziceam... Dar vrei să stupească mereu? Nu, că deja eu aprobat de la București. Cine s-a aprobat? Asta știu dumneavoastră din interior, încă n-au făcut adresul în interior. Arătăți pe surse, vei? Atâta ne mai trebuie. Eu dacă zic, nu cred, o să vină. O să vină, cine știe? Da, cine, dar mare, nu să se susțină, da. Păi la fel același lucru ar fi. Același lucru ar fi, pentru că au crescut salariile. Da. A crescut energia, sigur că consumăm curent, nu? Românul nu înțelege că nu au crescut salariile. Românul nu înțelege. Dar nu înțelege că nu rămâne nimic în plus, de-aia nu înțelege. A trecut de la... Păi nu rămâne în plus pentru că au crescut salariile, au crescut prețurile, a crescut combustibilul și sigur că... Crescut salariul la muncetar. Deci înainte tot 11 milioane jumate, 12 milioane la salariul. Salariul minim pe economie este pentru toată lumea. Aici mă refer, la salariul minim pe economie. Oamenilor. Și înainte era 15% pentru pensie, pe 25%, tot așa. Și pentru comunitatea mea, ca să ridice 2 lei dintr-o dată. Deci, nu vreau să fiu bătut pe drum pe unul de oameni, că nu înțelege omul. Și nici eu nu prea înțeleg, apoi e omul de rău. De ce să înțeleagă? Cum să scumpești cu 2 lei dintr-o dată, de pe o zi pe alta, salubritate? Este prea mult pentru noi. Nu, dar nu merg la 2 lei, merg la 50%. Deja e nu e 50%, e 30%. Nu, cum e 30 dacă e 4 lei și o leacă? Și cu 2 lei... 40%! Deci supuneți pe aprobare proiectul de hotărâre. Dacă sunteți de acord... Cum zis, o să avem repercursiuni. Dacă dumneavoastră... Mai trebuie discutat... Deci nu sunt... Cine este împotrivă? Ar mai trebui, a venit pe deodată și n-am stat de vorbă nici cu un om, cu nimeni nu știe. Numai deodată se trezește deci a fost anunțul, puteți să vă duceți pe site ca să vedeți exact în ziua de 23. Când am primit adresa, am pus pe site, tocmai pentru dezbatere publică, acest anunț. Tocmai pentru că ne-am așteptat la așa ceva. Nu, v-am mânat scolul. N-a venit nimeni. Acum ne-am ținut. N-au venit cu propuneri, doamne, au impus. Asta bine, deci, e un preț impus ăsta, nu e un eu știu că este un preț impus, tocmai de aceea se și și noi dacă am ridicat mâna și da, suntem de acord, bine mersi la anul încă 2 lei ca să ne săturăm. Nu suntem de acord. Este evoluția prețurilor. Este, doamne, și motorina cu 1 leu s-a scumpit, nu cu 2 lei. Și în 2 ani s-a scumpit cu 1 leu. Deci când pe... am conta cu 1 leu s-a scumpit, de 3 ani. 4. Deci numai puțin, pentru 0 persoane, da, împotrivă. Câte voturi? Cine este împotrivă? Tot. Ne abținem, împotrivă nu ne e abținem, nimeni. Nu, ne abținem. Da? Nu. Și abținem ne abținem, doamnă. Da? Nu, da. Nu suntem împotrivă. Ne abținem. Am înțeles. Deci asta presupune că se respinge proiectul de hotărâre propus. Da? Să mai vină cu altă ofertă sau cu alte impuneri. Deci... Bă, Carole, hai. Dar poate și-o nu. Nu, eșalonat. 6 luni un leu, după 6 luni încă unul, ca să fie dintr-o dată. E prea mult, 2 lei. O familie cu 5 persoane, deja deci, genat de zile... Asta se referă de la 1 ianuarie 2019. Da, 1 ianuarie aici, acum și nu... 6 luni... 5 persoane, cam toată lumea are aparat. Da. Da, 3, 4... 5. Mult. Da. Da, fața asta. La dilema. O să trimitem un alt aviz. Da, da, dacă aveți probleme de ridicat, vă la diverse să vă scrieți la ne-a afectat discuția asta cu salubrizarea, nu mai știu nimic altceva. Au rămas setați cu salubrizarea. Nu, deci pentru această dată, proiectul de hotărâre se respinge având în vedere cele 13 abțineri exprimate.
motivat, motivația care va fi, eu la rândul meu să transmit, pentru că eu mă reprezint. De la anul, nu pot reprezenta altcineva. Trebuie să facem prin rotație. Motivația discut de prea mult dintr-o dată, măcar într-un preț, jumate, jumate. Jumate de la 1 iunie, iunie. Nu are ce să crești problemele din iunie. Șansă de iunie. Nu mi-a ieșit necăjit. Iar că o să luăm bătaie pe drum. Păi, de la 1 ianuarie va fi. Dar vă dați seama la oraje, când crește cu 5 lei, nu cu 2 lei, cu 5 lei. Nu o să fii de acord niciodată. Nu cred că o să fii de acord. O să dai falile și poate vine altă firmă și la asta. Deja, Adisu are conturile blocate. Da. Au de plătit către Rovprest, au de plătit către Ecosud. V-am zis. Noi suntem un caz fericit. Noi ne-am plătit lună de lună datoriile către dânsii, dar sunt comune, unde, sigur. Da. Nici eu nu sunt de acord cu asta. De ce? Ne-a venit și nouă. Și cu timpul se va face plovrire pe conturi. Sau, în primul rând, trebuie să primiți către executor. Acum noi, sumele pe care vă plătim, plătim către executor direct. Nu mai plătim către adris, pentru că conturile lor sunt blocate și plătim către executor. Nu știu ce va fi. Vin direct către firma care, execută, da. Da. Grabul când cu toate că suntem la zi cu plata, dar... De aia vine băiatul ăla. Vine rămas? Nu vine, domnule, dar domnule, vine bancher. Vine rămas, ok, doamne, ca să confirme. Nu vine? Nu. Aia e la... Nu știu. La primărie, nu vine de la Rompres mereu? Păi că la autocietăți vine cu cei de la Rompres vin în fiecare miercuri. Păi eu asta vă întreb, doamnă. Păi cei de la Rompres vin în fiecare miercuri. Că mașina, ca să confirmă, confirmăm mașina, dar bineînțeles. La sfârșitul lunii vine toate. Și la sfârșitul lunii vin toate bonurile de mișcare. Dar întotdeauna la confirmat. Păi la confirmare. Așa. 200 de toni. Doamnă vice, vă rog frumos, pentru ședința următoare, că sigur va fi, iar pe ordinea de zi, să veniți cu cantitățile de gunoi, chiar pe întregalul, în fiecare lună. Ianuarie, cât s-a ridicat? Februarie, martie, pentru că avem în fiecare lună ce cantitate de gunoi s-a ridicat pe Comuna Părgărești. Ca să vă dați și dumneavoastră seama cam cât. Să pune pe Facebook, dar să anunță lumea din nou. Păi cântărește în depozit. Păi cântărește în depozit. Cum să nu se cântărească? Păi se cântărește în depozit. Când descarcă. Când descarcă. 6 tone, 7 tone, 8 tone. Vara avem și 8 tone. Cum? Oricum mai pune din coșul. Coșurile sunt simple, nu sunt îngăiatuse altele. Nu e că un coș cât pasă din... Faci un calcul. Se adună, domnul! Se adună! Că și eu mi-am pus pe ce de întrebări. Am sunat acolo, la depozit. Domnule, nu se poate. Dar se adună. Se adună, sigur, așa este. Am monitorizat mașinile, am stat miercuri, asta vară și de mai multe ori. Am stat cu ochii pe, să vedem, la cât intră la Bacna, la cât intră pe la Părâul Voghii, la cât este la satul nou. Că eu ziceam, nu se poate, trei mașini. Doar dumneavoastră știți ce tonaj are o mașină din aia. Trei mașini, zic, ce se poate, domnule, să avem trei mașini vara. Nu, 77 tone, depinde. Au mașinile mari și 12 tone. Noi putem fi siguri că nu vine jumătate plină când ajungem pe luna aici. Poate vine de deja un patru ori. Așa este. Dar nu vine. S-a dus, sigur. Fă un miercuri odată când ai tip fotura așa pe principală, să vezi puvela și de 3-4 saci. Nu știu ce spune. 3-4 saci. De lângă puvela, da. Acum au mai scăzut. De exemplu, luna, săptămâna asta a fost 4, 2 mașini cu câte 10 tone. Ei, au fost 10 tone, na. Ori 4 săptămâni, ori 40 de tone. Da, bine, și credeți că eu nu m-am sesizat și am zis și am întrebat și am sunat să vedem de ce avem atâta. Atâta gunoi aveți în comună. Atâta gunoi colectează mașinile. Dar de fiecare dată noi suntem în discuții contradictorii cu agenții și cu șoferii. Da, pentru că mai e o problemă, pentru că agenții, persoanele în fizice, de care societățile comerciale, spun mai târziu. Normal, crește iar și sacul lor, se adună gunoiul la noi. Și iar crește cantitatea de gunoi la populație. Care e săptămânal aceeași problemă, dar degeaba.
Serios, că am întrebat. Dar ce se întâmplă aici? De ce ai făcut atâta gunoi? Păi, dar nu iau eu, de la magazin. Păi da, dar ce? Magazin și se încarcă pe noi. Asta e un... Și încarcă cantitatea de gunoi la populație. Și sigur că pe noi... 0-0 săptămânal. Da, să ridice și prețurile atunci la magazine să fie în altă zi. Joia, marțea, vineria. Categoric și societățile fac. Da, taxe, agenții economici și la ei a crescut. A crescut și la ei, sigur. Dar vă închipuiți că nu numai la populație. Cresc prețurile peste tot. Nu e corect să bani la bagem cărca la oameni. Deja plătesc pentru lucrurile care le cumpăr. Sunt adaosuri de... Da, alte probleme la diverse? Nu, vreau să vă aduc la cunoștință. A venit domnul Grozavu, vrea să vândă magazinul de la Nicorești, ce se află în curtea noastră acolo, pe lângă Căminul Cultural. Și sigur că a venit cu o propunere, ca să, că ar fi bine să achiziționăm noi acea clădire, având în vedere că este și Căminul Cultural. Sigur că i-am spus că fără o evaluare, un raport de evaluare, noi nu putem, că doar banul public nu-l cheltuim după bunul plac. Și a făcut o evaluare, ne-a adus, eu vă spun suma cât le-a ieșit lor din evaluare, vă aduc la cunoștință, da. Pentru că trebuie să vă aduc la cunoștință. Evaluarea. Așa. Și dumneavoastră vă spuneți părerea. Le-a ieșit 25.142 euro. De 25.000 de euro pentru acea clădire. Acum, eu, i-a zis domnul. Doamna, dacă a fost vorba de 17.000 de euro la casa din Bacna, nu au vorba. Și acum să vedem 25.000 pentru ăștia. Nu, dar ce mai după care dă. Nu, dar spun, e nu. Doamna, nu vinde, mă. Păi, dar eu nu fi. Într-adevăr, spațiile alea ar fi folosit, având în vedere. Terenul este al nostru, clădirea alea lui. Sigur că trebuia făcut o evaluare, nu pe cheltuiala noastră, pe cheltuiala dânsului, dar mi se pare. Ce faci, domnul Dorbăș, filmați? Păi cum nu? Hai la antena prinsă. Gata, închide. Deci vă gândiți. Da. Da? Da. Suntem în... ...tei noastre de azi și vă aștept pe 1 decembrie să depunem coroane, să... Ședința următoare, a zis doamna... Să facem o mare oră a unirii și sigur că să sărbătorim familiile. Și întrebarea este dacă sunteți de acord ca în luna decembrie ședința de Consiliu să fie pe data de 13 sau 14 decembrie. Mai da. Da. Având în vedere sărbătorile, pentru că nu aș vrea ca să 13 sau 14, în joia aceea. În joia aceea, ori 13 ori 14. Deci sunteți de acord, da? Da, bine. O problemă am uitat să... Da, domnul. Sunt doi stâlpi de beton în gradul bisericii acolo. Am vrut eu ceva acolo pentru că au venit două bătrâne, mereu îmi spunea de să facem o traversare peste Părău Boi, sus acolo, în capăt. De politomul mai sus, că e loc acolo. Da, nu avem cu ce să tragem încă. A promis Saralin că face rost, dar... Nu avem cu ce să-i tragem de acolo. Ceva de tras. Am tras cu tractorul, de-am dus cu o șufă de ce am avut. Tot au venit și m-au rugat că ele trebuie să ocolească. Sunt acele bătrâne care stau sus acolo. Și ne-am gândit, bine, ne-a făcut rost cineva de doi stări, am zis, mă, poate reușim să le punem ca să traverseze, să nu treacă prin Părău. Dar ți-i duci un pic, mai acolo și un curs. Am încercat, dar nu avem cum. Tractorul îi atrage, dar nu avem șufă groasă. Lanț, mai gros. Achiziția? Facem rost.
bugetul de ianuarie. 3 milioane, 5 milioane o șufă la 4 metri. Păi nu, dar chiar, domnul Balint, ai putea să faci. Dar chiar, dați comandă, împrumut, împrumut, nu ne cumpărat. Nu împrumut. Că ai rupt-o, pe urmă trebuie să iei alta. Împrumut pentru că ne trebuie o singură dată. Da, 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 da. Ce face părău? Ce face ea? O păstrați, vor mai fi stâlp de tras. Chiar vă rugăm să ne sprijiniți. 3 milioane, 5 milioane o șufă la 4 metri. Foarte bine, uite, căutăm cu tot și cu tractorul. Da. Bun, mulțumim, mai bine, sănătate și v-am zis, vă aștept să mă. La mulți ani, România!